Statul preia în gestiunea sa toate cele 30 de gări și stații auto din Moldova, serele gările automoderne, acuză Agenția Proprietății Publice de atac Rider, în timp ce șeful de la APP susține că firma concesionară nu a respectat obligațiunile din contract, iar statul avea dreptul să-l rezilieze. Într-un comunicat publicat azi dimineața, Administrația Gărilor Automoderne anunță că s-a pomenit cu un ordin prin care Agenția Proprietății Publice i-a anunțat că de astăzi preia administrarea celor 30 de autogări și stații auto din Moldova. Asta după ce firma nu ar fi prezentat la timp garanția de bună execuție în valoare de 5 milioane de lei pentru fiecare an investițional, lucru negat de cei vizați. El a fost prezentat, doar că nu a fost în calcul, luat în calcul de către APP. Și procedura dată, sau spunem, disensiunile date, sunt în instanță, este depusă și o cerere în instanță, este și o cauză deja în instanță, astfel încât încă instanța nu s-a expus pe marginea subiectului dat, ca fiind o încălcare. Gările automoderne acuză statul de atac Rider asupra companiei. Doar instanța de judecată poate dispune printr-o încheiere, precum că gările automoderne au încălcat o prevedere sau altă din contractul care este încheiat între gările automoderne și APP de parteneriat public-privat. La moment, APP a emis un ordin cu privire la preluarea unilaterală al activelor gărilor. Deci, în momentul dat, lipsa unei încheieri a instanței judecată cu privire la încălcare sau cu privire la preluarea, orice acțiune a APP-ului la moment se consideră una ilegală și abuzivă. În replică, directorul Agenției Proprietății Publice spune că la momentul actual nu există niciun impediment legal pentru preluarea activelor și bunurilor de la serele gările automoderne. Iar argumentul este clauza care stipulează că una dintre părți poate rezilia contractul atunci când nu sunt respectate prevederile. Acest contract a prevăzut că anual trebuie să fie depus o garanție de bună execuție. Începând cu anul 3, această garanție nu a fost depusă, respectiv APP a fost înaintat notificare de rezoluțiune a contractului. Prevedere care era expres prevăzută și în contractul de parteneriat public-privat. Gările automoderne au contestat acea rezoluțiune, au cerut și măsuri de asigurare, însă atât instanța de fond cât și recursul le-au respins această solicitare. Potrivit APP, a fost creată deja o comisie care a inițiat procedura de preluare a activelor gărilor automoderne. Contractul de concesionare a autogărilor a fost semnat în decembrie 2018, când la guvernare erau democrații. Conform documentului semnat pentru 25 de ani, întreprinderea privată s-a obligat să modernizeze timp de 3 ani 30 de gări și stații auto. Curios este că SRL-ul a fost creat exact cu o lună înainte, iar de atunci fondatorii s-au schimbat de câteva ori. În august 2022, Agenția Proprietății Publice a reziliat contractul de modernizare a autogărilor din cauza nerespectării garanției de bună execuție și neîndeplinirii planului de investiție asumat în termen de 90 de zile, iar pe 22 iunie agenția a constatat că SRL Gările Automoderne a investit mai puține mijloace decât cele asumate, iar partenerul privat nu a prezentat niciun document pentru stabilirea controlului calității și recepția finală a lucrărilor.